dimineața, bună dimineața, copilași dragi, vă aștept în parcul Drumul Taberei, alături de cei 2 minioni, Bob și Kevin, să faceți fotografii magnetice, să vă bucurați de ele și de, bineînțeles, forța lor de a fi nebunatici. O zi frumoasă! Vă pup! Îl vedem imediat, pentru că dacă nu e o gafă de comunicare, atunci e un slogan lucrat la limita glumei, care își dorește probabil să atragă atenția asupra personajului cu pricina. E vorba de candidatul PSD la primăria sectorului 6. Unul dintre afișele domniei sale spune așa: ai probleme, vorbește cu Mutu. Mutu e numele domnului Gabriel Mutu. Glumă? Poziționare din dorința de a atrage atenția? Acum, pentru că și dumneavoastră aici la Digi24 și mulți alți colegi de breaslă au menționat, au luat în, să spunem așa, în colimator modul domnului Gabriel Mutu de a face campanii, mă rog, neoficial, că n-a început încă, pare că e un succes, pare că nu ne duce către ideea că această formulă și-a atins scopul. Până la urmă, nu care este, din această perspectivă a comunicării, obiectivul? Să capete notorietate, nu? Să fie discutat, să apară opinii pro și contra, sigur, dincolo de formula în sine. Putem discuta tehnic, dacă vreți, pe chestiunea formulei. Ceea ce vedem în imagine sunt două pungi de semințe. Da. Acum e un afiș în care... Chiar și când vin minionii, sau poate tocmai de aceea, nu se știe exact, domnul Gabriel Mutu este alături de tine, e sloganul respectiv. E o oarecare insistență așa, este, obsesivă, da, în a spune că domnul Gabriel Mutu e alături de electoratul lui. Îmi imaginez că se pretează, mă rog, și la diverse glume, pentru că și în situația în care vin minionii, spectacolul din parc, și la un grătar, iată cum vedem în imaginile astea, și pe pungile de semințe sau alune pe care le consumi la meci eventual, domnul Mutu e nelipsit. Da, acum putem sigur intra în oarece amănunte, pungile de semințe, lucrurile astea țintesc un anume sau se duc către un anume electorat, nu? Care seamănă cu cel al PSD. Ar fi o dorință spre partea tânără, nu, să spunem, a electoratului bucureștean, dar e limpede că e un mesaj lucrat. E limpede că s-a încercat o astfel de, mă rog, formulă cu scopul, cum spuneam, de a deveni cunoscut. Sigur, din câte știu eu, la sectorul 6, domnul Gabriel Mutu nu are încă contract candidat oficial fixat, deci pare a fi așa, mă rog, fără o anume eficiență. Dar cred că, repet, dintr-o perspectivă strict comunicațională, scopul a fost atins. Chiar dacă nu-i campanie electorală. Nu-i campanie electorală, oficial nu. Începe doar cu 30 de zile înainte. E un furat al startului și, repet, nu e singurul candidat din partea unicului partid care face așa ceva. Sunt afișe de acest gen sau afișe, mă rog. E chiar și un candidat care folosește, am remarcat, adresa de la primăria București. Da. Deși el a fost anunțat candidat, domnul Răzvan Sava, primar interimar, care într-un afiș electoral folosește adresa de e-mail a primăriei pe care invită cetățenii să-i trimită propuneri și sugestii. Da. Parcă nu-i tocmai în regulă, mă gândesc. Legea câtă vreme el e candidat. Da. Legea electorală nu face niciun fel de, mă rog, nu, apropo de suprareglementare, cine știe, poate acum printr-o ordonanță imediat parlamentarii fac lucrul ăsta, dar legea nu stabilește decât faptul că există o campanie electorală și de acolo reglementează cum stau lucrurile. Până la campanie nu, și, mă rog, candidații potențial cel puțin, sau chiar cei nominalizați, procedează corect, legal, mă rog, sigur, nu și moral, e o altă discuție, pentru că nu pun semne electorale. Asta este marea problemă. Dacă ar apărea un semn electoral, ar putea fi eventual sancționați că au luat startul înainte. Dar lucrul ăsta se întâmplă iarăși de ceva ani. Acum, sigur, formula asta pare a fi mai...